pentru nunțile astea, să nu mai... Să înțelegeți așa, fraților, nu e vorba de arfe, de bucheală, de asta. Anul ăsta fie toți lăutarii cântă și mai ales eu, da? Deci pentru la anul, dacă vreți să vorbim de petreceri, pentru la anul, vorbim, niciun fel de problemă. Dar pentru anul ăsta, eu zic să nu mai mă contactați pentru anul ăsta. Ne întâlnim și ne întâlnim degeaba, pentru că anul ăsta nu mai au cum să iau treburi, fraților. În toamnă încolo, după ce termin nunțile aici, o să plec în străinătate. A, acolo, dacă puteți să mă contactați pentru discoteci, pentru cum e Spania, Germania, dar în toamnă, în noiembrie, decembrie, ianuarie. Asta. Restul, nunții, astea le las pentru la anul. Nu mai luăm nicio nuntă anul ăsta, că nu mai avem cum. Trebuie să vă anunț, ca să știți. Nu mai ai cum, nici luni, nici marți, nici miercuri, nici joi, nu mai există. Să vă dea Dumnezeu sănătate, deci înțelege greșit. Nu înțelegeți nimic greșit. Absolut. E o vorbă să știm despre ce e vorba și să ne facem fiecare treburile așa cum se poate. Da. Și încă ceva. Orice nuntă sau orice eveniment care vreți să mă contactați, luați legătura, chiar dacă sunați la stânga și dreapta, la prieteni, la unde mai știți voi. Dar până nu vin eu personal, nu mai vorbiți cu nimeni. Că vă aduce până la mine, ok. Că mulți nu știți cum să ajungeți la mine. Am înțeles. Dar degeaba vorbiți voi cu și ăștia care stă în jurul meu. Nu contează. Până nu vin eu de față, frații mei, nu mai băgați seama. A, că vă duce la mine, le dăm o șpagă acolo, cum să pace în zilele de azi, da? Dar discuția să o aveți cu mine personal. Nu mai vorbiți nici cu nimeni, decât cu mine personal. Restul să nu mai aveți încredere în nimeni. Absolut în nimeni. Veniți la mine și discut eu, eu răspund eu în fața voastră de acum încolo. Și îmi cer scuze dacă am avut o perioadă de 2 ani de zile, 3 ani, care n-am putut să cânt și chiar nu am putut, v-am explicat de zeci de ori. Fiecare om are în viața lui și zile mai grele, mai bune. De acum încolo să mulțumim Dumnezeu să fim sănătoși și să putem să muncim, să ne facem meseria așa cum se poate. Da? Restul nu mai apelați la nimeni, vă roagă fratele vostru. Când e vorba de mine, când e vorba pentru mine, până nu vin eu în fața voastră să răspund eu în fața voastră, nu vă mai luați după absolut nimeni. Absolut. Vă pup și vă iubesc.